Morning Glory, Morning Glory. Mărțișor sau morțișorii? Și bonjurică, bonjurică, uite că a sosit momentul acela așteptat din an în care îi spunem bună dimineața domnului doctor Radu Țincu de la Floreasca, toxicolog, ateist, tot ce trebuie practic. Un om extraordinar care a și ieșit din gardă și uite cum zâmbește, te și enervează de fapt. Ce leacuri folosiți, domnul doctor? Păducel? Ah, da, așa. Trebuie să folosim. Bună dimineața. Scuze. Cafeaua e primul leac pe care l-am folosit de dimineața asta. Am băut o cafea la răsăritul soarelui pe la 5 și ceva, când priveam pe stadionul Dinamo cum se văd primele raze de soare. Credeam că primii jucători, dar nu e cazul. Pentru că știm că FCSB nu e Steaua București. FCSB nu e Steaua București. Avem și un poem astăzi. Noi deschidem ziua cu un poem. Așa ne-a învățat domnul nostru Marius Tucă. Am citit pe fața ta și pe fundul la ceșcuță că o să ai o zi frumoasă, dar și spor la cafeluță. E un început de zi frumos, e ziua hipertensiunii. Știm foarte bine, infarctul e cea mai bună profilaxie pentru cardiaci, dar există și leacuri. Și le-am adunat de pe internet, le-am dat domnului doctor să le citească. Hai mai iau un păducel să ne vindecăm nițel. Care sunt leacurile care chiar funcționează în afară de chestia care se scrie cu majuscule de obicei pe internet? Nimeni nu spune ce face usturoiul românesc. Ce face usturoiul românesc, domnule doctor? Usturoiul românesc conține o substanță numită alicină și substanța respectivă protejează vasele de sânge de depunerea de colesterol, trigliceride sau alte lipide. Însă trebuie să înțelegem că oricât de mult usturoi am mânca, nu înseamnă că el va compensa toate derapajele alimentare pe care le facem. Dacă mâncăm slănină cu usturoi, nu înseamnă că cele două se vor bloca reciproc. La fel, dacă fumăm și se depun pe vasele de sânge acei compuși chimici care îngroașe intima vasului, nu înseamnă că dacă o să luăm usturoi, asta va duce la dizolvarea acelor depuneri de grăsime sau a unor substanțe care se calcifică ulterior. Întreabă cineva dacă hipertensivii pot să doneze sânge. Da, e chiar indicat să doneze sânge, pentru că odată ce se elimină o parte din conținutul sanguin, tensiunea tinde să scadă. De ce suntem hipertensivi? Din mai multe motive, unul din ele este că avem o volemie, adică un volum de sânge prea mare. Deci lăsările de sânge, cum se făcea în medicina aia bună, medievală, veche, tradițională, erau bune la ceva. Bine că aveau și lăsări de sânge radicale, prin tăierea capului, de sabie sau sfârșit, dar tot lăsare de sânge și iată, niciunul dintre cei care rămâneau fără cap pe câmpurile de luptă nu suferea de hipertensiune. Un mare avantaj. Să înaintăm totuși în această paletă largă de leacuri tradiționale. Lăptișorul de matcă în miere ne ajută? La hipertensiune nu, pentru că nu are un efect de scădere a presiunii arteriale, însă lăptișorul de matcă este cel mai complex produs din stupul de albine. De ce? Pentru că el este folosit doar de matcă și doar de puiet, astfel încât este bogat în foarte multe substanțe nutritive, în antioxidanți și are și o serie de enzime și hormoni care pot să ajute funcționarea organismului. Însă trebuie să fim atenți că lăptișorul de matcă în cantitate mare va duce la o creștere uneori exagerată a energiei interioare care pot să ducă la apariția tulburărilor de ritm a tahicardiei sau pot să producă insomnie. De asemenea, va da poftă de mâncare, deci cei care își doresc să slăbească, știm că administrarea de lăptișor de matcă va duce la creșterea apetitului. Iar dacă îl punem și miere, mierea va aduce un surplus de glucide care uneori pot să dezechilibreze dietele pe care noi le urmăm în acel moment. Extractul de talpa gâștii funcționează? Da, funcționează. Sunt câteva plante care sunt așa numite tonic cardiace. Talpa gâștii este una dintre ele. Ea nu
ne protejează și ne reglează doar tensiunea arterială, are și un efect protectiv la nivelul inimii și reglează activitatea cardiacă. Însă toate aceste substanțe tonic cardiace, fie că discutăm de talpagâști, fie că discutăm de păducel, fie că discutăm de vâsc, sunt substanțe care conțin anumite glicozide, anumite extracte care, luate pe o perioadă lungă de timp sau în cantitate mai mare decât ar trebui, pot să producă și efecte nedorite sau efecte toxice. Vi s-ar părea potrivit apariția unei reviste glossy de fashion naturist numită Păducel, scrisă ca L, cu finalul franțuzesc? Cred că da, și totuși să ne uităm, toate aceste plante de care discutăm astăzi, nu vorbim acum că e ziua hipertensiunii. Ne amintim că aristocrația și burghezia, nobilimea, foloseau toate aceste extracte pentru calmarea stărilor de hipertensiune, în special asociate emoției. Ne amintim și vă amintiți cu toții acele domnișoare din burghezie care, din cauza emoțiilor, leșinau, făceau tot felul de sincope și primeau pe la nas acele săruri de revenire, care erau tonic amare, erau amare și extrem de înțepătoare, și acest lucru ducea la restabilirea funcționării normale a inimii. De asemenea, ne amintim de bunicile din Agatha Christie, care își puneau seara câteva picături de păducel ca să se calmeze. E clar că substanțele astea, unele dintre ele, reglează și activitatea sistemului nervos și prin această reglare a activității sistemului nervos temperează, de fapt, hipertensiunea sau tahicardia. Broccoli, ci că e recomandat în dieta pentru hipertensiune. Nu cred că are efect atât de importante. Sigur, broccoli este util, este o legumă verde, aduce un surplus de antioxidanți. E nevoie pentru prevenția bolilor cardiovasculare de antioxidanți, vitamina C, vitamina E, seleniu din alimentație, pe care le regăsim în broccoli și în legumele și fructele verzi. E nevoie de vitamina C și e nevoie de acizi grași omega-3, omega-6 pe care îi luăm din diferiți pești, în special cei marini, care să realizeze această prevenție cardiovasculară. Dar trebuie să ne uităm și să înțelegem că degeaba mâncăm broccoli dacă bem în exces substanțe energizante sau dacă bem câte 15 cafele pe zi sau dacă dormim doar 2 ore pe noapte. Oricât broccoli am mâncat sau oricât de mult păducel am luat, nu e suficient încât să realizeze echilibrarea aceasta de care avem nevoie. Dacă am cât somon ar trebui să mâncăm ca să nu mai luăm de-alea, cum le zice, statine, scuze. Da, discuția e interesantă. Cred că trebuie să mâncăm câteva lăzi întregi într-o perioadă relativ scurtă de timp. E ca la vedere când trebuie să mănânci mulți morcovi, 2-3 camioane și vederea ți revine ca prin minune. Da, e adevărat, așa este. E o cantitate foarte mare, doar că au apărut aceste suplimente alimentare care conțin cantități mai mari de acizi grași omega-3 și omega-6, astfel încât nu e nevoie să mâncăm câte 3-4 kg de somon, e nevoie să ne administrăm 2-3 capsule de omega-3 și omega-6. La fel se întâmplă și cu diferite alte alimente sau fructe care au putut fi introduse în fitoextracte. De exemplu, păducelul, dacă îl bem ca ceai, ar trebui să bem destul de mult, pe când dacă luăm un fitoextract, o tinctură de păducel, cantitatea e mult mai mare, mult mai ridicată și atunci efectul e mult mai rapid. Dar pe astea le luăm oricum dacă avem hipertensiune. Dacă avem doar tensiune, are sens să le luăm? Tensiune ar trebui să avem cu toții, că atunci când nu mai avem tensiune, cred că vom avea un certificat de deces. Veștile sunt proaste. Nici păducelul nu mai salvează. Da, e un act în original, iertați-mă, nu sunt falsuri. E foarte important. Și cu apostilă. Citricele ne ajută? Grapefruit? Da. Burdugale? Lămâie? Da, ne ajută citricele. Citricele aduc un aport de antioxidanți. Pe de o parte, iar pe de altă parte sunt anumite fructe care pot să schimbe metabolismul lipidelor și modul în care lipidele se depun pe vase. Și aici discutăm de extractul de ananas, de exemplu. Ananasul poate să producă această protecție vasculară. De asemenea,
dacă discutăm de papaya, papaya are o activitate enzimatică la nivel digestiv și realizează o scădere a absorbției unor substanțe grăsoase în tubul digestiv. Deci sunt foarte multe fructe care ne pot ajuta în metabolismul acesta lipidic și în felul ăsta să prevină apariția unor boli cardiovasculare și a hipertensiunii. E clar, acum ăștia de la Auchan au zis, hai, gata, papaya! Comandă mare de papaya, a zis la Morning Glory. Băgați papaya. Mamaia! Mamaia, ia niște papaya. Să mai spunem câteva mituri care sunt în populație. Așa. Cafeaua crește tensiunea, este fals. Cafeaua poate crește tensiunea, dar aceasta se realizează doar imediat după ce am băut cafeaua. Însă cafeaua are un efect diuretic. Asta înseamnă că după o perioadă de 35-40 de minute de când am băut cafeaua, vom avea diureză, iar diureza va duce la scăderea tensiunii arteriale. Iar un alt mit este legat de consumul de vin. Multă lume nu bea vin, se ferește să bea vin, că acesta ar crește tensiunea. Este fals, alcoolul, etanolul, este vasodilatator, scade tensiunea arterială. Într-adevăr, vinul roșu poate să crească tensiunea prin faptul că el conține foarte multe taninuri, adică substanțe care pot să aibă un efect cardiovascular, însă în sine etanolul scade tensiunea arterială. Bun, deci avem acum de făcut tinctură de usturoi, tinctură de păducel, suc de kiwi și de țelină, ne ajută asta? Ne ajută tot prin aportul de antioxidanți, dar să nu uităm de talpa gâștii. V-am spus că este un tonic cardiac foarte bun și poate fi folosit. Sunt plante care au fost studiate foarte mult timp și care sunt parte integrantă, complementară a tratamentelor pentru tensiune. Însă, cei care urmează tratament medicamentos de tensiune trebuie să știe că adăugarea unor suplimente, a unor plante, poate să producă hipotensiune arterială. Deci este nevoie uneori să reducem dozele de medicamente dacă introducem diferite plante cu efect hipotensor. Avem numai vești bune, oricum până una alta aveam aici și niște statistici din astea legate de atacuri de cord, dar am zis că s-o luăm. E una cu care zice, uite, asta mi s-a părut interesant, că poate un om să reziste 60 de minute în stop fără a rămâne cu tare, cu condiția ca în prealabil temperatura corpului să fi fost redusă la 17 grade Celsius. Da, așa este. Trebuie să reducem temperatura corpului și în special temperatura creierului. Au apărut anumite dispozitive de răcire a capului, care se aplică chiar și în spital pentru pacientul aflat în stop. Cu cât temperatura creierului este mai scăzută, deci rata metabolică este mai scăzută, cu atât supraviețuirea neuronilor este pe o perioadă mai lungă de timp. Însă trebuie să știm că această perioadă de 60 de minute este valabilă dacă se realizează și resuscitarea, adică dacă se face resuscitare cardiacă. Altfel, creierul, într-un interval de 3-4 minute, din păcate, neuronii încep să moară. Și partea și vestea cea mai proastă este că neuronii nu se divid. Recuperarea lor este imposibilă odată ce s-au pierdut, rămân zone nefuncționale la nivelul creierului. Asta se vede cam în fiecare zi ascultând discursurile din Parlament, dar nu e problema noastră, acum câți neuroni mai sunt pe acolo. Ne-a transmis un ascultător un cuvânt foarte frumos, nu știu, a auzit-o pe Laura folosind cuvântul candoare și circula o perlă de la un test din ăsta de evaluare. Unor copii de clasa 8-a li s-a dat tema să facă, sau mă rog, o clasă din asta gimnazială, li s-a dat să facă niște propoziții cu cuvântul candoare și un băiat a spus, pe tata îl cam doare picioarele. Eu o vedeam venit. Așa că vă doresc să nu ne doare nimic, să ne fie bine, să fim sănătoși, să mâncăm broccoli cu morcov, cu țelină, cu păducel, cu talpa gâștii și cu papaya. Și cu papaya, da, da, da. Papaya. Papaya și cu somon și alți pești grași. Somnul e bun?
Nu, somnul nu este foarte bun pentru că are și grăsimi care nu sunt benefice organismului și cantitatea de grăsimi este foarte ridicată. Efectele protective cardiovasculare sunt doar pentru anumite fracțiuni din aceste grăsimi, cum sunt acizii grași omega-3, omega-6, care s-a dovedit că sunt extrem de concentrați în somon. Dar trebuie să mai spunem oamenilor, pentru că tot e ziua hipertensiunii, ar trebui măcar periodic să ne măsurăm tensiunea arterială. Cred că undeva la un an de zile pentru persoanele sub 40 de ani este un interval extrem de în regulă, iar după vârsta de 50 de ani, cred că ar trebui măcar de două ori pe an să ne măsurăm tensiunea arterială, pentru că apariția hipertensiunii arteriale esențiale, adică fără o cauză reală, ci doar prin îmbătrânirea organismului, este extrem de frecventă. În fine, acum, Ana, facem tot ce putem, vă mulțumim foarte mult, am aflat o grămadă de lucruri bune, acum dacă întâlnim oameni care miros foarte rău a usturoi, ne gândim că fac un tratament împotriva hipertensiunii. Și acestea fiind zise, îi mulțumim domnului doctor Radu Țincu, îl găsiți la Floreasca, dar vă dorim să nu aveți nevoie să vă întâlniți cu el, pentru că lucrează la ATI. Și acolo nu e neapărat bine. Îi mulțumim domnului doctor, îi dorim spor la cafeluță și odihnă ușoară și ne revenim imediat. Îl rugăm să rămână puțin cu noi ca să facem o scurtă fotografie de grup și noi vă lăsăm cu ceva muzică rock, pentru că sunteți la Rock FM, asta în cazul în care habar n-aveți ce post de radio ascultați, ceea ce e foarte posibil.